Morning Glory, Morning Glory, Doamne, se mărită florii. Bunjurică, bunjurică, am revenit. Înainte să mai intrăm puțin în amănuntele luptei dintre credință și onoare, o să mai vorbim un pic despre știință și desfătare împreună cu coleguța noastră, practic, Luiza Ioana, la rubrica Morning Glory prezintă Spune-mi ce faci de COVID ca să-ți spun ce fel de om ești. Și acum, până când îi facem și ei generic și tot ce trebuie pentru... uite ce frumos s-a aranjat. Adevăruri inutile care le știm noi pe ele. Suntem live pe Facebook cu Luiza Ioana Zgânță, numărul 2, practic de la Morning Glory, care are astăzi și-a acoperit faianța oribilă cu un cearșaf care, nu-i așa... Pare să vină tare din urmă, nu neapărat cel mai urât cearșaf din lume, dar nici departe. Așa, ce adevăruri științifice a mai colectat zgânțișoara numărul 2, cum te-a alintat acum un ascultător? Zgânțișoara este și mai urât decât zdreanță, așa mi se pare. Aproape la fel de urât ca cearceaful ăsta, din care mă gândesc să-mi fac pijamale în caz că vin ăștia să-mi dea și mie lumina, da. O să-mi fac pijamale de spital lejer. Așa. Ce ai aflat tu inutile în izolare? Da, ce adevăruri inutile? Vreau să ne bucurăm că trăim totuși în secolul ăsta. Am aflat niște lucruri despre trecut care sunt înfiorătoare. De exemplu, în secolul XIX, cârnații erau vânduți sub reclama punguțe cu mister. Punguțe cu mister? Punguțe cu mister. Ai cumpărat niște carne pe care scrie punguțe cu mister? Nu. Te întreb pe tine. Nu. Nu? Nu. Dar știu că foarte mulți oameni care se întorc acum cu câine de la plimbare au poate încă mâna călduță de la o punguță cu mister pe care au scris-o. Așa. Așa, bun. Da. Așa. Urâtă emisiune. Așa. Bun, altceva. Apropo de copilași. Da. Nu, că sunt lumina ochilor unor oameni. Da. Până în 1913 puteai să-ți trimiți copilul să-l expediezi prin poștă în Statele Unite, la care ne uităm noi cu wow, vină cu salvare. Super. Tu te gândești că puteai să îi lipești așa un timbru pe față și să zici sănătate tată, ne vedem la 18 ani. Mi se pare așa de fain. Da. Și nu știu dacă trebuia să-l bagi în cutiuță sau îl lăsai așa doar în tren și baftă. Să știi că am o veste foarte bună pentru tine. În Moldova a nins, respectiv în Poiana Brașov. Acasă? În Poiana Brașov a nins, dar s-a aștenut un strat, un covor subțire și imaculat de zăpadă, în care prima pisicuță a făcut pâc. Știi cum spun fetele alea care spun că Dream Unicorn, Chief Unicorn, fetele deosebite. Da, fetele deosebite, delicate. Știi că prima zăpadă. Prima zăpadă, știi că este poza aia, și o pun toate proastele pe Facebook cu urma de lăbuțe de pisică. Urma de lăbuțe de pisică. Și țin o cafeluță așa. Și sunt tot timpul surprinse cumva că beau așa sfios. Și râd, da. Și au puloverul tras peste mâini, știi că sunt fragile și au nevoie de o crătire. Da, știu. Așa, bun. Le-am călcat și pe astea în picioare, să vedem ce mai putem face, da. Să trecem mai departe. Cod galben de nisori, așa. Scuze-mă, e trecut peste momentul poetic. Bun, se puteau expedia copilașii prin poștă. Prin poștă, da. În Statele Unite, până în 1913. Poate că prin poșta pneumatică, știi că era lanțul ăla de țevi prin care circulau astea tuburile. Așa? Ca la unele rețele de magazine, când trimit bani așa în tubuleț. Exact, da. Așa, alt adevăr științific. Unul foarte drăguț, cu epoca victoriană. Apropo că anies, poate sunt oameni care încă fac foc la coș cu lemne. Da? Nu? Așa se numește, coș cu lemne? Da. Oricum, dacă n-aveai bani de coșar în timpul ăla, ce făceai? Au găsit oamenii o soluție. Dacă n-aveau bani de coșar, luau o gâscă vie și dădeau drumul pe horn. Și făcea așa până în jos. Nu vi se pare oribil? Și totuși amuzat? Da, e adevărat. Mi se pare foarte mișto cu gâsca. Dar înainte de gâsca exista Moș Crăciun. E adevărat, unii, da, corectau chestia. Dar nu crezi că e prea grăsuț în capă? Depinde, doamne, acum de coș, ia. Și să asta, nu facem body shaming, dar... Da, bun, altceva ce mai avem, ce am mai adunat? Avem un cuvânt în limba germană foarte drăguț, prin care am primit și o casetă de la sora mea care o să facă ceva cu viața ei. Ea știe germană. Dacă puteți să dați play la ăla, dacă nu, o să încerc eu să-l pronunț. Uite. Zischeln. Așa. Și ce înseamnă cuvântul ăsta? Cuvântul ăsta înseamnă să șoptești supărat. Ce faceți voi dimineața? Să șoptești agresiv. În germană există un cuvânt. Să șoptești agresiv? Da. Zischeln. Nu e drăguț? Când știi, când ești cu bărbatul undeva într-un local cu oameni și începi să zici, da, hai de acasă. Asta cred că e șoptitul agresiv. Înainte să-i dai o geantă în cap. Așa vorbeam cu taică-meu când făcea criza de nervi, când eram eu adolescent. Și îl imitam și spuneam, nu sunt nervos, n-am nimic, sunt foarte calm, n-am nimic, sunt calm, nu sunt coleric. Nu am nimic! Numai fetele au voie să n-aibă nimic, să știi. Ești supărată? Nu. Luiza Ioana, ce mi-ai făcut tu în izolare? Mi-ai gătit ceva? N-am mai gătit nimic, că am om care gătește, dar am aflat niște treburi de gătit. Pot să vă zic că incașii aveau o unitate de măsură care se baza pe cât durează să fierbi un cartof. Întreabă-mă, cât durează să fierbi un cartof? Cât durează să fierbi un cartof, Luiza Ioana? Habar n-am, dar pot să spun că durează să fierbi un ou de struț. Cât? Ca să-l faci moale durează o oră și ca să-l faci tare o oră jumătate. Dai seama cât de fain e să pui un ou de struț în cănuță și să-l mănânci, că trebuie să pui o franzelă întreagă. Nu? Ce franzelă? Bagi o pâine țărănească? O întingi acolo. Îl pui în salatieră, nu în cănuță. Dar îți dai seama să faci un nou poșat de struț? În ce ar trebui? Să-l poșezi într-o din aia de ciorbă, nu? Da, într-o marmidă, cum se spune. O marmidă? O marmidă. Și câți oameni sparg ouul de struț de marginea marmidei ca să-i dea drumul, ar trebui să-l spargi cu capul. Și asta e adevărat. Dacă ești bărbat. Luiza Ioana, grijă mare când comanzi mâncare, când comandați, în cazul în care băiatul ăla nu are chef de gătit. Un avocat din Giurgiu l-a tăiat cu maceta pe băiatul care i-a livrat pizza, pe fondul unor discuții în contradictoriu. I-a pus ananas pe pizza. Poate să fi fost asta, poate că au discutat despre pastele carbonara și poate băiatul o fi opinat că se pune smântână la carbonara și de aici, pe fondul pasiunii pentru gastronomie, omul a scos maceta și... Dar cum avea așa maceta lângă ușă? După ușă. După ușă? După ușă, da. Mă rog, l-au luat pe cetățean, l-au ridicat și a reieșit, am ascultat cu ocazia asta, am ascultat piesa aia frumoasă. Macete. Aici. Da, asta? Cum era? Da. Asta? Ia să vedem. Bacete. Asta era în cap când a venit pizza. Bacete. Nu? Pizza cu macete. Pizza cu macete, da. Și în Giurgiu, oricum, e foarte clar că asta este măsura distanței de izolare. Trebuie să fie la distanță de o macetă? La distanță de o macetă. Știu că nu se spune marmidă, mâncați Iași. Știu că nu se spune marmidă. Se spune marmită, dar țăranii spun marmidă. Bucătarii spun... Chivas, nu chives. Apropo de chestia asta, toți bucătarii. Și acum chiar scrie pe pachetele astea de chives. Știi că scrie altceva decât ar trebui. Tocmai pentru că lumea a înțeles greșit. Dar în fine, Luiza Ioana, deja ne e dor de tine. E un mod elegant de a spune hai, te recuzi, Miguel. Tu să ai grijă să stai în izolare în continuare, da? Da, venim noi dacă e, tu să nu ieșiți afară. Vezi că nu sunt ventilatoare, folosește un evantai. Un evantai, oricum s-a răcit afară, n-ai nevoie de ventilator, da? Da. Și să dea Dumnezeu să n-aibă nevoie nimeni. Și v-am pupat dulce pe ceacre și punem piesa ta preferată de la Coldplay, aia, Orphans. Că am înțeles că oricum părinții te-au crescut ca pe copilul lor. și se vede, ce să zic. Asta este. Îți stă bine astăzi rujul, e frumos cearșafola, bine că... Cearșaful e cam strâmb, da, merge. Da, e puțin strâmb, dar dacă ai putea să te apleci tu puțin spre dreapta imaginii, cred că ar fi mai ok. Așa, că așa stau fetele când vor să fie drăguțe. Stau cu capul puțin într-o parte. Știi că sunt fetele mai drăguțe când stau cu capul un pic într-o parte? Asta a descoperit, da. A descoperit o fată care a făcut primul torticolis și așa a rămas. A rămas vorba de acolo. Te-am pupat dulce, Ioana. Pa, 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 pa. Morning Glory. Let's make eyes together on Rock FM.